419 plus 173. 173. În calcul. Estimează suma. Nu? Ce înseamnă estimează? Estimează suma. Dar ce înseamnă? Rotunjește. Asta înseamnă. Deci rotunjește. Deci trebuie să facem suma și cum să o rotunjim. Hai să vedem. Suma să o facem repede. Pe cine cu cine aduni ca să fim repede, viteză mare? Să nu e viteză maximă? Da, ca să aduni. Trebuie să vă dați seama. Hai, da, îmi dau seama, că bă, îmi dau seama, dă-ți tu. Adunați unitățile de la 327 cu unitățile de la... Lasă-mă să-ți repede 3 cu 7, așa vreau să spui. 0. 0. Și cu 9? 9. 9. Și 1 păstrăm, da? 2, 3. Și cu 3, 0, 1. Hai mă, chiar am rămas o urmă. Iar! 7 cu 1 și cu 2, cu șcura dinainte 1, mă duc eu în față. Hai! Poate greșesc. Cât face? Cifre la sute spun? 809. Deci, cât ți-a dat? 800? Sigur 800 sau 900? Să nu mă păcălești. Cât ți-o dat? Cât ți-o dat? Hai repede, repede, că îi presează timpul. Cât ți-o dat la sute? 1 și cu 4, 5 și cu 3, 8 și cu 1 dinainte, 9. Am avut un 1. 919. Și ăsta este aproximativ, egal, prin rotunjire. La 900. Cât? 900. Atenție. 920. 920, sigur că da. S-a apropiat de 920. Că de la 5 încolo, asta înseamnă 920. Asta estimează. Adică la cine s-a apropiat mai mult? Și gata, da? Deci, 920, aproximativ 920, pentru că am pierdut un 1, da? Doi. Îi trebuia un 2. Justin are 162 butoane roșii, 98 butoane albastre și 284 butoane verzi. Deci are 162 butoane roșii. Da, butoane roșii. Hai să scriu roșii. Bine, da, bine. Așa. 98 albastre. 98 albastre. Și 284 verzi. 284 verzi. Ea spune că are mai mult de 500 de butoane fără să adune. Bine. Tu ești de acord? Nu. Deci ea spune că are așa, 162 bile roșii, da. 98 bile albastre și 284 bile verzi. Așa. Ea spune că are mai mult de 500 de bile fără să adune. Tu ești de acord? Justificați. Deci ea zice că are mai mult de 500. Nu. Deci la prima vedere. Ce zici? Are mai mult de 500? Ia uite-te așa, uite pe ansamblu, fără să calculezi. La numele astea, 3, și spune tu dacă are mai mult de 500. Da. Are dreptate? Da. Din ce motiv? Pentru că 2 cu 8... Nu, fără să calculez. Fără să calculez. Așa, dintr-o privire. Dintr-o privire. Din ce motiv este mare asta? De ce crezi tu că e mai mult de... mai mult de 500? Nu sunt sigur pe mine. Nu e sigur pe tine. Nu e sigur. Păi aici cât... 298 s-a apropiat foarte mult de cine? 298. 300. 280. De aproape de 300. Și mai 100 și ceva. 200. Deci cu astea peste 200. Da. Și cu 3 de înainte fac peste 500. Deci sunt motive. Și 98 face 100. Asta 98 e aproape de 100. Așa trebuie gândit. Asta era aproape de 300 și cu 100, 400 și mai este și 100 aici. Chit că ar mai fi trebuit pe aici de completat, dar e 62. Deci nu calculăm concret, ci estimăm, adică dintr-o privire cam unde bate rezultatul. Foarte tare problema. Adică dacă cumva greșești să-ți dai seama că trebuie peste 500 să fie rezultatul. Deci asta a vrut autorul să spună la problema. Să aproximezi practic 284 de aproape de 300. Se estimezi dintr-o privire. Mai 100 acolo 4 și 100 și clar că e peste 500. Deci în felul ăsta a vrut să spună. Iată, eu spun așa. Te rog să vezi tu următoarele numere. 413, da. 297, da. Și 111. De ce crezi tu? Cam unde bate rezultatul la ordinul unităților și a zecilor? La sute mai ales. E adevărat oare că ar fi în jur de 700 sau 800? În jur de 800. Adică mai mare? Are cel puțin 800 adunarea asta? Da. La prima vedere? Da, 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 da. Din ce motiv? Pentru că 400 plus 300, 700. Și cu 100, 800. Deci 4 și cu 3, 700. Și mai este pe aici 100. Mai cel puțin blăm, 100. Mai blăm, deci mai deodată trebuie să știi că rezultatul trebuie să fie peste 800. 800. E foarte important. Sau deodată... sau egal. 800 sau egal. Mai mult, că ochiul spune, de la 10-le acelea și ce mai sunt pe acolo, te duci peste, da? Peste 800. Peste 700. Deci, peste 700 sau da. 800 chiar am zis noi. Nu, că dă 800 fix. Nu dă chiar 800. Hai să facem adunare, să vezi. Nu adunare, că nu trebuie să facem. Păi adunarea lor. Suma lor o estimăm. Deci... Nu, stăm la 2. Deci am aproximat să vedem dacă suntem de acord că ea are mai mult de 500. Așa. Ne întreabă dacă suntem de acord și noi am spus că da. Da. Și justificați. Ei, justificați? Cum justificăm? Trebuie să facem calculul. Nu? Justificați calculul în sine. Da. Deci am estimat și acum... Justificăm. Să vedem dacă într-adevăr sunt mai mult de 500. Te rog să facem o adunare. O 4. 1 acela duce la 9 repede și face 10. 18 și cu 6. 4. Da. 18 și cu 6, 24. 2 și cu 2, 4 și cu 1, 5. Deci rezultatul este 544. Dacă nu ne-ar fi dat 444, am fi spus atunci, nu-i voie. Deci estimarea înseamnă să ai deja filmat rezultatul. Exact. Da? Să spui, domnule, dacă mie îmi dă 400, înseamnă că am greșit eu. N-am adunat cât trebuie, nu știu, mă uit din nou. Este o șansă imensă, dacă știi să estimezi, este o șansă imensă ca să te poți corecta. Da, da, da. Da? Deci să ai viziunea asupra rezultatului. Corect. Aici e foarte simplu. Orice simplu calcul. Da. Orice, cât ar fi de simplu calcul, dacă tu știu cam unde să te duci. Exact. Și când ai greșit acolo și îți dă... Este control. Deci estimarea este o calitate foarte importantă. De aceea estimăm. Da. 3. Mergem mai departe? Aici, din nou a zis se estimează suma asta. Da. La estimare și pe urmă a zis justificați, nu? Nu, doar estimează atât. La estimează trebuia să spune că e peste 900. Peste 900. Peste 900. Asta trebuia să faci. Cum am estimat aici, da. Și am continuat mai Peste 900 sau peste 800? Eu te peste 900, că trebuia să spui repede. Te duci la 134, 71, 8 și mai se adune de la 10-le astea 70, 19, 20. Gata. Simți că e neapărat. Nu-ți cere să dai rezultatul exact. Da, fix. Una este să rotunjești. Aici, la estimare, spunem așa, mai mare decât 900. 900. Mai mare decât 900. Asta trebuia să spunem și noi. Da. De rog să mai dai... Da. Mai faci una de exerciții. Mai vreți așa? Mai fac una de estimare. Și ca să vadă și el frumusețea chestiunii. Te rog, uite. 101 plus 397 plus 499. Cam ce rezultat aștepți tu aici? 1800. 1800. Tu te-ai gândit la 800. Da, mai mare de 800 sau mai mic decât 800? Mai mare. Mai mare de 800. Eu spun mai mult. Dar mai mult de 800, nu? Mai mult, da, mai mult. Pentru că deja pot să fac deja 800. Deja? 7 mai dau 1 și face 500. Și 5 cu 3, 8. Nu vrea așa, domn profesor. 499 îți duce la 5, da? 499 duce la 500. Și 100 o am aici. Și cu 500 fac 6. Și mai bine s-o lega 6. Și cu 3 aici. Cu 400 pentru că se rătânjește. Aici e 4. Pentru că se rătânjește la 400. Ochiul care l-am format, când am zis 100 și cu 499, am văzut deodată s-o făcut aici 500. Da? S-o completat 500 perfect. Și acum ți-au rămas mai 300. Și de ce spun? Estimez la 300, aproape de la 800, până în 900. Nu depășesc 900. Nu. Când ai zis că nu depășesc 900, ești foarte tare. Da. De ce? De ce? Că 101 și cu 499 fac exact 600. Că unul acela se privește aici exact 600. Și aici... Deci asta înseamnă să vedem. 397 numărând decât 300. Deci până în 900, 800, aproape 900. Da? Aproape 900. Nu depășesc 900. Nu. Odată spus așa, înseamnă că te-ai prins foarte bine de problemă. Dacă e peste 900... Uite, mai îți dau eu acum. Te rog. 236 plus... plus 115 și plus 163. Estimează tu cam unde te duci. Maxim 500. Maxim 500. Da. Nu depășești pe 500? Nu. Deci nu depășești pe 500. Nu. Că hotărătești. Da. Deci 500, până în 500, dar nici o clipă mai mult. Nu. Nici un punct. Nici un punct. Iluziv lipesc. Bine. 237 sunt... Care-i motivul? Iată, sunt întrebând pe mama. Care-i motivul pentru care mama a zis că e peste 500? Hai să descoperim. Deci da, eu m-am gândit așa, 237, deja mă zic la 250. Da. Și le iau pe 160, cum ar veni 50-ul de acolo. Da. Facem așa. Da, asta nu este mare. Așa m-am gândit. Asta, mama spune exact. 237, aproape de 250 și cum a ciugulit din partea altă. Deci vine 250 cu 150, ar face... Cât face? 250 cu 150 face 400 și cu 100 și mama a spus 500 și. Da? Te-ai fost și tu aproape, dar ai zis maxim 500. La sute. Da, te-ai dus la sute. Și te-ai gândit că atât, dar mai aveam din și zecile. Asta înseamnă estimarea corectă. Din și zecile care fac. Mai las o rezervă. Da? Deci când privești în ansamblu exercițiul și trebuie să poți hotărâ ca să știi ce rezultat aștepți. Că în clipa în care îți dă alt rezultat la calculul concret, atunci tu spui, la început eu știam cam atât trebuie să dea. E foarte, foarte importantă estimarea. Deci iată, nu degeaba ai băgat această calitate, estimează întâi. Da. Vezi cam care ar fi rezultatul. Control după sute, după 10, în ansamblu. Și uite, dacă facem acum, uite cum facem. 237 și cu 63 fac exact 400. 3 și cu 7 fac 0. 1 același cu 6 fac 7 și cu 3 0. Și 1 la sute și cu 1 2 și cu 2 4. 400 și cu 115, 400 și cu 115 face corect. 500, hai te rog, 15, da? Așa, când ai zis tu maxim 500, n-ai dat liber. Ai luat în calcul... Și partea cealaltă. Eu spun, peste 500. Peste. Dacă spuneai peste 500, era o estimare extraordinară. Peste 500, adică era așteptat 500 și ceva. Nu mai, n-are importanță ce mai urmează. Dar 500 trebuie să... Mai mult de 500. Dacă lui i-ar fi dat la calculul ăsta 400 și ceva, era perfect. Nu? Dacă îi dădea la după ce face riguros calcul, da, și dădea 400, după ce el a estimat că, ar fi peste 500, atunci avea motive să se întoarcă. Și atunci este foarte tare, pentru că în clipa aceea îți spune, nu, s-a îngreșit undeva și rea calculul. Rea calculul. Este superbă treaba asta. Da? Deci, dragilor, învățătorii și toți, încercați așa, că acum am descoperit și eu prin exercițiul ăsta, am descoperit cât de important. Anul trecut sau cu 2 ani făceam estimări. Cu clasa 5-a. Cu clasa 5-a făceam estimările acestea. Ah, mă țin minte să nu știu că nu știu, ori trebuia, era la puteri, parcă făceam. Nu știu, ceva așa. Nu mai amintesc. Tot sume. Fracții zecimale. Fracții zecimale, parcă. Fracții zecimale făceam. Și spuneam estimați acolo. Vezi cum? Da, da, am făcut. Am făcut așa ceva, da? Deci ăsta e un antrenament pe care merită să-l facem acasă. Și te rog să exercitiți asta. Acum mergem la altă problemă. Ca să rezolve 35 minus 19, Jack a folosit 35 minus 20 și apoi punctua. A adunat 1, B a scăzut 9, C a scăzut 1 și D a adunat 9. Mai spune o problemă că nu am scăzut. Deci, ca să rezolve 35 minus 19. 35 minus 19. Jack, băieților, da, a folosit 35 minus 20. El vezi că șmecherea asta. Mai 35. Da. Deci e greu să 35 minus 19. 5 din 9 nu știu. E greu, dar 35 minus 20 eu știu cât face. Cât face 35 minus 20? 15. Face 15. Și acum la 15... Și apoi, a adunat 1. A adunat 1. A făcut bine? Întreabă, e bine? Dacă la 15 adună 1, e bine? Nu. Nu-i bine. A mai făcut alte șmecheri. A scăzut 9. A scăzut 9. E bine? Niciun caz. Niciun caz. Adică rezultatul nu ăsta este. Nu este 15. Da? Deci nu e 15. Deci 35 minus 19 e calculul. Corect. 35 minus 19. Dar el, ca să îi vină repede la mână, se poate face foarte repede, face 35 minus 20. Și acum, la rezultatul adună 1. Deci, prima dată a adunat 1. Apoi, hai să vedem cât face rezultatul, deci, da, cât ar face rezultatul corect. Mare, cât face? 16. Rezultatul corect este 16. 16. Când el la 15 a adunat 1, a făcut bine? Da. A făcut bine. Da, dar el... A scăzut 9, ia verificați dacă e bine. Dacă e scăzut bine, când din 15 scade 9, îi dă rezultat prost, nu? Cât îi dă aici? Mi-ar da 6. 6. Fals. Da. A greșit aici. Greșit. Apoi a scăzut 1. Ia vedeți dacă a scăzut 1. Din 15, dacă scade 1, din 15, da? Da. Face 14. Fals. Că în mod normal cât trebuia să-i dea? 16. Și ce-a mai greșit? Și-a mai adunat 9. Și-a adunat 9. Deci mergem pe varianta că lui 15 plus 9. Face 20 și cât face? 24. 24. Fals. Când a făcut bine? Când a adunat pe 1. Foarte tare și asta. Atât de mult îmi place și exercițiul ăsta, încât îmi pare rău că n-am început și cu... Dar nu nimic. Continuăm. Mâine, că avem. Aș vrea să le iei, să le citești, să le gândiți voi. Ca mâine să avem temă de discuții. Corect. Eu nu știu, nici n-am avut timp să mă uit deloc. Nu am nicio idee. Deci încă o dată vă spun. Ați văzut cât de frumoasă este estimarea. Ați văzut aici ce face el. El nu vrea să facă 35 minus 19. Deci 35 minus 20. Dar practic scăzut 20, a scăzut prea mult cu 1. Și atunci de aia adună 1. Asta e motivul. Așa trebuie să înțelegem. Am scăzut prea mult. Eu trebuia să scad mai 19. De ce a scăzut 20? De ce adun 1 la rezultat? Această manevră mărește viteza de lucru. Astea sunt lucrurile foarte frumoase. Iată cum școala americană face acest exercițiu. Deosebit de interesant. Da? Deosebit de interesant. prin acest antrenament mărește viteza de lucru. În loc să facă 35 din 19 și să greșească 5 din 9, nu se poate, mă întrubut. 14, nu știu ce, 16 de ani, 20, 15 și adunul nu cască prea mult. Aici zice 35 minus 18. În loc să facă 35 minus 18, face 35 minus 20 și dă 15 și fiindcă a scăzut cu 2 mai mult, adună plus 2. Și face 17. Ce tare este! Foarte tare șmecheria! Hai să ne jucăm și noi! Hai să ne jucăm din timp! Acum nu avem timp, dar ne gândim la asta. Așadar, dragilor, cred că am făcut o lecție interesantă, ne-am dus pe mulțire și Ana are de învățat din ceea ce am făcut noi la adunările cele repetate și mulțumim și la rândul nostru pentru că cine a propus este foarte interesant. La revedere! Să nu uitați de like și share și să vă abonați la Propo Online. Să-ți dă la prieten, mă, uitați! La prieten, la revedere! La dușmani, mă! La dușmani! La revedere! La revedere!